Ora de risc, o emisiune oferită de portalul casco-ieftin.ro. Sunt Alex Roșca și vă spun bun venit la Ora de risc, pentru că în fiecare an, pe 15 martie, se marchează Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor. Dedicăm această emisiune consumatorilor de asigurări, adică asiguraților. 15 martie a marcat, de fapt, un discurs susținut de președintele american John Fitzgerald Kennedy, care spunea despre calitatea de consumator că este, prin definiție, că ne include pe toți. Consumatorii sunt cel mai mare grup din punct de vedere economic, ce influențează și este afectat de majoritatea deciziilor economice, publice sau private. Cu toate acestea, suntem singurul grup important ale cărui opinii nu sunt auzite foarte des. Imediat după acest discurs, președintele american a definit 4 drepturi fundamentale ale consumatorilor. Dreptul la securitate, la informare, dreptul de a fi ascultat și dreptul de a alege liber produse sau servicii. Acestea au stat la baza politicilor de protecție a consumatorilor. Și astăzi invitatul nostru este domnul Călin Rangu, director Direcția de Protecție a Consumatorilor din ASF, Autoritatea de Supraveghere Financiară. Bun venit, domnule Rangu! Bună ziua, mulțumesc de invitație! Și bineînțeles, alături de noi, Mihai Crăcea, redactor șef Xprim Newsletters. Bun venit, Mihai! Bună ziua, bine v-am găsit! Te-aș ruga pentru început o introducere în contextul discuției noastre de astăzi. Da, pentru că tot s-a plecat în emisiunea de azi cu referire la America și la președintele Kennedy, aș vrea să spun că acest concept de protecție a consumatorilor a fost amplificat în special după criza din 2007-2008, în care tonul a fost dat tot de Statele Unite și de industria financiară de acolo. Nu știu câți dintre cei din România cunosc faptul că atunci o foarte mare companie de asigurări din Statele Unite, era la momentul respectiv cea mai mare din lume chiar, aproape a intrat în colaps financiar. Asta însemna practic că clienții acelei companii, deponenții, cei care aveau banii economisiți sub forme de pensii private, asigurații, puteau rămâne descoperiți. Și atunci în Europa, ca un răspuns la acel moment, s-a apăsat pedala de accelerație în ceea ce privește protecția consumatorului în serviciile financiare. Și au apărut în ultima vreme o serie întreagă de noi reglementări care încearcă să protejeze la nivel comunitar clienții băncilor, clienții asigurătorilor, clienții fondurilor de pensii private. Revenind în România, ca să spunem așa, domnule Rangu, conduceți această direcție de protecție a consumatorilor din cadrul ASF, care, dacă nu mă înșel, este o direcție recent înființată. Dacă ne puteți da niște detalii despre activitate. Da, direcția a intrat în operare pe 1 ianuarie anul acesta, preluând cele 3 foste direcții de protecție a asiguraților, a investitorilor pe piața de capital și a beneficiarilor sistemului de pensii private. Toate cele 3 foste direcții, de fapt, s-au unit într-un singur serviciu și pe lângă acel serviciu s-au mai creat 2 funcțiuni noi. Una cerută de lege de ordonanța de urgență a Guvernului 27/2002 aferentă managementului petițiilor, relațiile cu publicul, deci avem un singur canal unic de intrare acum în ASF pentru toate cele 4 medii de diseminare și de colectare a informațiilor referitoare la activitatea celor 3 piețe financiare, deci serviciul relații cu publicul, și un serviciu cu totul nou, o premieră și în cadrul ASF-ului și probabil și pe piața românească, serviciu de monitorizare și educație financiară, care are niște conotații suplimentare și niște valențe mai aparte, în sensul în care vom monitoriza în mod activ piața. Dacă managementul petițiilor, a reclamațiilor este ceva reactiv, în sensul în care primim o plângere, încercăm să o rezolvăm și dăm un răspuns favorabil sau nefavorabil, din fericire, majoritatea răspunsurilor noastre sunt favorabile consumatorilor, dar totuși este o acțiune reactivă. Prin monitorizare încercăm să prevenim, să vedem problemele care pot fi sistemice, problemele particulare, practicile. Deci obiectivul fundamental al direcției noastre este de apărarea drepturilor și intereselor consumatorilor împotriva practicilor incorrecte, abuzive și frauduloase. Și în secundar este creșterea gradului de încredere în sistemul financiar și educația populației pentru a fi un consumator informat. Pentru că, până la urmă, asta este cel mai important și vă mulțumesc de o ocazie și emisiunea dumneavoastră are un rol foarte important în a informa oamenii asupra faptului că au drepturi
trebuie să și le cunoască, nu le cunosc, trebuie să știe unde să întrebe. Față de lista declarației lui Kennedy cu dreptul la securitate, informarea, a fi ascultat și dreptul de a alege, este și dreptul de a întreba și a ști unde să întrebi. Până la urmă, asta cred că este cel mai important. Nimeni nu cunoaște zona financiară dacă nu lucrează în ea. Chiar uneori și cei care lucrează în zona financiară au căzut victime practicilor incorrecte sau frauduloase. Avem exemple celebre în acest sens cu oameni care te-ai aștepta să știe foarte bine, dar comportamentele celor care înșală depășesc anumite limite și pregătirea multora și atunci cad victimă. Deci dreptul acesta de a întreba este foarte important și din această cauză ASF-ul a deschis mai multe canale alternative prin care consumatorii ne pot contacta pentru a obține informații, nu numai a depune petiții. Aproape 13.000 de români, dacă nu mă înșel, pe parcursul anului 2014, nu doar că au știut unde să întrebe, dar au făcut mai mult de atât, au completat petiții pe care le-au transmis către ASF. Să spunem că discutăm aici de partea reactivă. Cum comentați bilanțul petițiilor de anul trecut? La o primă vedere poate părea un număr mic, având în vedere că reprezintă, dacă ne uităm numai pe piața de asigurări RCA, unde este problema cea mai mare, deci 70% din petiții se referă la RCA și carte verde. Și acest număr de petiții sunt aproximativ 3% din numărul total de daune avizate pe RCA. Poți să zici că 3% din numărul total de daune din România e o cifră care nu e foarte mare, deci te-ai fi așteptat, mai ales datorită unor discuții pe piață că ar fi o problemă sistemică, amplă, gravă, să avem 50% din petenții nemulțumiți, nu doar 3%. Pe altă parte, 3% se pare că totuși este mult. Discutând cu firmele de asigurări, noi încercăm să facem și un benchmark, tocmai ca să știm, 3% e mult sau puțin. Se pare că firmele de asigurări au benchmark de 1-1,5% petiții în interiorul companiilor lor. Deci probabil și la noi ar trebui să ajungem la un 1-1,5% dacă am luat acel benchmark. Dar vorbim, acest benchmark e stabilit, nu știu, în interiorul companiei din România sau e pur și simplu un criteriu pe care îl monitorizează grupurile sau știu eu? E la nivel de multinaționale și e monitorizat de grup. De obicei, indicatorii de performanță sunt dați la nivel de grup. Firmele din România aplică procese stabilite de grup și indicatorii, că tot vorbim în altă emisiune de risc, de fapt și pe emisiunea asta se numește Ora de Risc, indicatorii acestea, Key Performance Indicator, se transformă după aia în Key Risk Indicator. Faptul că tu ai mai multe petiții în cadrul organizației tale ar trebui să fie un semnal de alarmă, un indicator de risc, de fapt, pentru managementul companiei să vadă ce se întâmplă. Pentru că o petiție nu e o problemă punctuală, este de fapt o alertă asupra unui risc care tu l-ai în sistem și de multe ori când intri în adâncime poți să-ți dai seama că sunt procese proaste sau fraude umane sau angajați nemulțumiți în cadrul companiei tale care îi afectează pe clienți datorită nemulțumirilor, devin și clienții nemulțumiți. Deci analiza petițiilor e un factor foarte important pentru a putea să-ți gestionezi compania cum trebuie. Da, cu alte cuvinte, cred că e un astfel judecă cei din grupuri imaginea în piața companiei locale din diverse țări. Adică așa ar trebui. Am putea judeca astfel utilitatea unui astfel de, și astfel de fapt utilitatea acestui. Noi printr-o reglementare nouă, norma 24, am solicitat tuturor companiilor de asigurări și brokerilor să gestioneze într-un mod profesionist petițiile primite. Pentru că aveam semnale la un moment dat că și aceste petiții nu erau declarate, nu erau înregistrate, erau tratate ușor. Deci ei acum s-au obligat să aibă registre foarte clare cu petițiile, să le înregistreze, să fie cu înregistrări unice, să nu poată fi șterse, tocmai pentru a vedea, avea o radiografie reală a situației și în cadrul companiilor, nu numai petițiile înregistrate la ASF. Haideți să vedem din perspectiva unui asigurat care are o dificultate cu compania de asigurări. Care este pasul următor? Ce ar putea să facă? Care sunt pașii pentru a intra în contact cu dumneavoastră sau mai departe pentru a obține niște informații sau chiar pentru a realiza o petiție? Primul pas și recomandarea noastră este când un asigurat e nemulțumit să se adreseze cu o petiție formală către firma de asigurări unde are polița. Pentru că ei sunt îndrituiți și obligați să răspundă acestei petiții. În momentul în care asiguratorul nu răspunde corect sau este nemulțumit cetățeanul de răspunsul asiguratorului, atunci poate adresa o petiție la ASF
inclusiv venind la sediul nostru și depunând-o la registratură, dar e mult mai facil și practic să utilizeze mediile electronice. Avem o pagină pe site-ul asfromania.ro în zona de petiții, unde poți să scrie petiția, solicitarea, plângerea care o au și practic ajunge la noi instantaneu. Poți să trimită pur și simplu un e-mail, e-mailul pe office@asfromania.ro. Mai au un canal de comunicare, call center-ul, acolo nu înregistrăm petiții, deoarece petițiile trebuie să se facă într-o formă cât de cât scrisă, chiar dacă e electronic scrisă, dar la call center se poate suna, primesc toate indicațiile cum să procedeze, pot să fie lămuriți asupra anumitor aspecte care să nu se mai transforme în petiții, că unele probleme nu sunt de petiție în sine, oamenii nu cunosc și atunci întreabă, se lămuresc și au altă direcție cu problema lor. Sau pe Facebook, de asemenea am lansat de săptămâna trecută pagina de Facebook a ASF, în care oricine poate să pună întrebări, să se lămurească, avem și acolo trimiterea către modul de a depune petiții, plus încercăm niște elemente educaționale să le promovăm pentru a înțelege lumea mai bine despre ce vorbim, pentru a preveni petițiile, sau pe altă parte se spune că dacă dezvoltăm educația, numărul de petiții va crește, deoarece lumea își va cunoaște drepturile, va înțelege mai bine problemele cu care se confruntă și s-ar putea să fie mai exigenți. Eu cred că este foarte bine că ați amintit de educație, pentru că practic cred că nu putem discuta despre o protecție adecvată și completă fără o educație financiară, cum o numim în acest domeniu. Cam cum ați caracteriza, știu eu, nivelul de educație financiară în acest moment sau cum sunt transmise informațiile din partea asigurătorilor sau a fondurilor de pensii și așa mai departe către consumatorul final? Avem două aspecte. Una este educația firmelor de asigurări, a personalului din firmele de asigurări, a personalului care vinde polițele. Și aici ASF-ul a început o reorganizare și o restructurare completă a acestei zone. ASF-ul are un institut, Institutul de Management în Asigurări, pe care acum îl transformăm într-un institut de studii financiare. Examinarea angajaților din sectorul financiar se va realiza pe alte criterii, încercăm să punem un sistem de evaluare, să mergem spre competențe și nu spre cunoștințe, pentru că un asigurator poate să cunoască anumite, un vânzător din cadrul companiei de asigurări, să cunoască anumite cunoștințe, dar să nu aibă competențe de soft skills, să nu știe să discute cu clientul sau să încerce să obțină doar un profit dintr-o vânzare de poliță, într-un mod total necorespunzător pentru client. De multe ori clienții pot fi înșelați spunându-li se că dacă semnează o poliță e totul acoperit și după aia să vadă că au probleme când riscul efectiv se produce. Deci odată avem educația celor care lucrează în sistem și după aia trebuie să pornim o campanie de a ajuta la informarea corectă. Nu vorbesc neapărat de educație, cuvântul educație poate puțin prea amplu, că nu ne apucăm noi să facem o educație financiară. Și de fapt nici nu e cazul, nu te apuci acum să investi pe toți care au poliță în România și cu milioanele date concepte tehnice. Oamenii ar trebui să cunoască ce drepturi au, să pună întrebări, să știe ce întrebări să pună și să recunoască când un om are un comportament posibil fraudulos față de el sau abuziv sau agresiv. Avem vânzători agresivi care trebuie înlăturați, avem vânzători care abuzează de cunoștințele care poate le au ei și profită de asimetria informațională față de client. Deci când un client, un consumator se simte în disconfort, atunci trebuie să poată să escaladeze la ASF sau la alte entități de protecție a consumatorilor. Aveți studii sau aveți de gând să realizați o cercetare calitativă asupra cauzelor care au condus la petiții și câte dintre acestea ar fi putut fi evitate dacă procesul de vânzare ar fi fost unul care să garanteze o informare corectă? Există date în acest sens? Nu prea avem date. Acum încercăm să ne structurăm. Probabil în vreo două luni de zile vom definitiva și strategia ASF privind protecția consumatorului, care va avea mai multe paliere, inclusiv în zona aceasta de identificare a cauzelor, cât și pe partea de educație. Acum am început să împărțim petițiile pe categorii, plecând exact de ce spuneați dumneavoastră, de la cauze, că noi vedem doar un efect, dar cauza este uneori mult mai în adâncime. E o cauză de sistem, e o cauză a relațiilor contractuale, e o cauză de natură externă sistemului financiar, uneori sunt dispute la nivelul serviciilor și așa mai departe. Încercăm cu toți stakeholderii care sunt implicați în acest proces
să realizăm o strategie și să facem inclusiv analize. Singurul studiu care există în acest moment la nivelul pieței e un studiu făcut de Banca Mondială în 2009, care arăta o situație destul de dificilă. Ca de obicei, România probabil este ultima sau penultima în Europa, inclusiv pe acest subiect. Trebuie să reluăm aceste analize, inclusiv avem niște programe cu Banca Mondială pe finanțări europene, sperăm împreună cu Banca Mondială să derulăm alte proiecte în acest sens și să avem niște analize pe baza cărora să fundamentăm deciziile. Altfel, rămâi numai la nivel de impresii și ce observăm. Trebuie să trecem de la faza de observație experimentală la observație științifică. Tot pe acest palier al relației cu companiile de asigurare, entități din piață, inclusiv, să spunem, asociații ale consumatorilor care îi reprezintă. Există un dialog din această perspectivă? Aveți o relație, o comunicare permanentă cu aceste entități? Da, unul din proiectele noastre a fost crearea unui grup consultativ de lucru, de dialog cu toate asociațiile pieței. Deci avem în acest moment un grup care se întâlnește lunar, are 25 de asociații sau persoane importante din punct de vedere al know-legiului și aici la persoane ne referim la reprezentanții României, la EIOPA, ESMA, în grupurile de protecție a consumatorilor selectați de către autoritățile europene din România. Avem asociații, sunt 8 asociații din generaliste, putem spune, deci asociații de protecție a consumatorului, APC-ul, care e cea mai veche asociație de protecție a consumatorilor din România. Avem asociația Infocon, mă rog, este numele de branding, Focon, cu care avem și un protocol, în acest sens avem niște proiecte în derulare și mai sunt încă 6 asociații. Mai avem asociațiile pieței, deci dacă primele sunt asociații generaliste de protecția consumatorului, mai sunt niște asociații specifice piețelor financiare, pe asigurări, pe piața de capital și mai avem și asociațiile industriei. Pe lângă acestea avem în cadrul grupului, pe baza unui protocol care îl derulăm în acest moment cu ANPC-ul, Autoritatea Națională de Protecție a Consumatorului, avem un reprezentant al ANPC-ului în cadrul grupului, avem un reprezentant al sindicatelor din sectorul financiar bancar. Deci grupul a fost croit pe modelul european al ESMA și EIOPA, deci Regulamentul de Organizare și Funcționare respectă probabil 90% principiile de acolo, deci ne-am ghidat pentru a replica o practică deja existentă, nu a inventa o roată. Deci ne consultăm, răspunsul este că ne consultăm periodic și cred că destul de serios. Amintesc de relația cu ANPC, cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Practic, în ce constă acest parteneriat? Știu că în trecut existau destule dificultăți cu privire la asigurați care își direcționau petițiile referitoare la domeniu către ANPC. Acestea erau direcționate către fostul CSA, vorbim de perioada anilor din trecut. Ce se întâmplă în acest moment? Cum se derulează acest protocol? În acest moment procesul este același. În schimb, adăugăm valoare adăugată relației dintre noi pe baza protocolului semnat. Noi, neavând atribuții, de exemplu, pentru a identifica și analiza clauzele din contracte, conform legislației europene și legislației românești, noi nu putem să vedem dacă o clauză este abuzivă. De fapt, o clauză abuzivă dintr-un contract numai tribunalul poate să o identifice. Și ANPC-ul, conform legii, singurul care poate sesiza tribunalul. Noi putem doar avea niște indicii că este ceva din petiții, de exemplu, din ce constatăm și atunci pe baza protocolului discutăm cu ANPC-ul dacă nu putem să rezolvăm problema la nivelul sectorului financiar. Deci primul demers al nostru este de a discuta cu firma la care identificăm o anumită problemă care poate fi generată inclusiv de o interpretare sau descrierea neclară a unei clauze contractuale. Dacă firma de asigurări nu ia măsuri și noi considerăm în continuare că totuși lucrurile sunt neclare și pot fi prejudiciați consumatorii, atunci ne adresăm către ANPC, care trebuie să deruleze investigația conform legii proprii și să ia măsurile și să dispună măsuri. Procesul acesta este la început, deci de-abia din acest an punem bazele acestei relații. Până acum, într-adevăr, toate sesizările, petițiile erau îndreptate către fostul CSA sau către ASF în prezent și erau rezolvate de către specialiștii din ASF.
Dar aici aș vrea eu să adresez o întrebare din perspectiva consumatorului. Odată ce o petiție a fost soluționată favorabil sau nefavorabil de către autoritatea de supraveghere, ea are și titlul executoriu asupra companiei de asigurări, presupunând că a fost soluționată în favoarea petentului? Păi, în favoarea petentului înseamnă că firma de asigurări i-a recunoscut, va plăti despăgubirea și practic problema s-a rezolvat. În momentul în care constatăm lucruri care intră în partea sancționatorie a legislației, deci ASF-ul poate să dea doar contravenții. În situația în care identificăm fapte care intră în zona contravențională, atunci sesizăm sectorul de asigurări sau sectorul pieței de capital și prin compartimentele de supraveghere și control ale dânșilor analizează dacă este cazul să impună sancțiunea respectivă sau să efectueze un control inopinat. Noi avem posibilitatea să solicităm controle inopinate la firmele de asigurări, iar cei de la sector le derulează. Deci, răspunsul este că putem aplica sancțiuni. Nu mai mult o sancțiune contravențională nu este la latitudinea noastră și de multe ori, cel puțin în zona contractelor facultative, în momentul în care disputa nu poate fi rezolvată la nivelul nostru și nu este ceva care să intre într-o zonă de a fi sancționat, noi chiar recomandăm consumatorul, dacă se consideră în continuare prejudiciat, să apeleze la instanțe și să-și rezolve în tribunal problema respectivă. Da, de fapt, ăsta era răspunsul pe care, sau era întrebarea la care încercam să aflu răspunsul, dacă odată venită o soluție favorabilă din partea ASF, asigurătorul este în momentul următor obligat la plata despăgubirii sau... se poate merge și în instanță dacă se... Nu este obligat. Dacă asiguratorul nu vrea, dacă noi constatăm că nu vrea și intră într-o faptă care poate fi sancționată, luăm măsuri pentru a fi sancționat. Dacă lucrurile nu pot fi sancționate de către noi, petentul are celelalte pârghii. Deci, la nivel de rezolvare alternativă a disputelor, sunt patru niveluri. Deci, avem partea de mediere, partea de arbitraj și partea de tribunal. Primul nivel este negocierea directă. Noi, de fapt, suntem la o negociere mediată între petent și firma de asigurator. Deci putem să zicem că acționăm ca un mediator, dar nu avem statutul de mediator. Din această perspectivă, noi susținem dezvoltarea pe piață a componentelor de mediere profesioniste. Există o lege a medierii și cred că s-ar potrivi anumite dispute să se rezolve la nivel de mediere. Există conceptul acesta de ombudsman care trebuie dezvoltat în România. România e una din puținele țări care nu are conceptul de ombudsman, deci un fel de avocat al poporului pe zona serviciilor financiare. Și aici invităm asociațiile de consumatori, asociațiile pieței să constituie astfel de entități. Noi ce vom încerca să realizăm și este un proiect realizarea unei camere arbitrale. Deci dacă prin mediere nu se rezolvă lucrurile, atunci să se acceseze o carmenă arbitrală care are un rol decizional, fără să se mai ajungă neapărat în tribunal, unde problemele acolo sunt de durată, de timp, de bani și probabil de multe ori lumea se lasă numai la gândul că trebuie să stea vreo 2-3 ani prin tribunale. Păi, consumatorii pe de-o parte și cred că și companiile pe de cealaltă parte, că știm că au loc în piață și foarte multe regrese. Și sunt bani blocați și la urma urmei, privind totuși superficial, cred că acei bani blocați se reflectă într-o oarecare măsură și asupra prețului polițelor. S-ar putea ca acea companie să aibă nevoie de lichiditate pentru că are anumite datorii, creanțe de încasat de la alți jucători din piață și atunci măresc puțin primele. Camera arbitrală ar avea un rol important aici pentru aceste regrese și dispute comerciale, de fapt, între entitățile pieței. Acolo ar trebui rezolvate printr-o cameră arbitrală. Noi mai avem un proiect de compensare, încercăm un proiect de compensare directă, tocmai pentru a rezolva problemele care se identifică pe piață, dar e un proiect de mai lungă durată. Fie că vorbim de măsuri care privesc atât consumatorii cât și companiile cu caracter reactiv, fie că vorbim de măsuri pe care direcția pe care o conduceți își propune să le implementeze în acest an cu caracter proactiv, care sunt cele care se vor simți în acest an, fie de companii, fie de către clienți?
Păi, eu cred că deja se simt faptul că am intrat destul de ferm, urmărim lucrurile, avem niște principii și le aplicăm, sesizăm o reducere a numărului de petiții destul de semnificativă, mai ales la primii doi care au cele mai mari, cele mai multe petiții pe piață. Deci la unul din ei cel puțin o sesizăm o reducere cam cu 25% a numărului de petiții. Faptul că îi chemăm și discutăm punctual și intrăm în amănunte, deja lumea își dă seama că nu se mai poate juca. Adică treaba a devenit serioasă și trebuie să o tratăm serios. Deci probabil primul impact va fi că lumea va căpăta încredere mai mare odată consumatorii în ce facem în cadrul ASF-ului pentru a-i ajuta. Firmele de asigurări vor observa că nu mai îi lăsăm să treacă pur și simplu, numai să spună că nu rezolvă și cu asta basta, deci vom lua măsuri directe pentru a ajuta consumatorii pe care considerăm că sunt dezavantajați sau drepturile lor sunt prejudiciate. În plus, vom demara și acțiuni de educație, cum este ghidul RCA, vom lansa ghiduri și pentru toate celelalte trei piețe, vom lansa niște campanii în mediile universitare, până la urmă studenții ar trebui să fie cei care să aibă cele mai multe informații, deoarece ei vor accesa toate cele trei piețe financiare. Ei trebuie să-și facă și o pensie, să participe la sistemul de pensii și aici ar trebui să reducem numărul de alocări aleatorie, care acum probabil de 95%, în mod automat lumea nici nu știe unde este alocată când începe să lucreze prima oară, când se angajează careva. Angajatorul sau angajatul, de fapt, ar trebui să opteze pentru un plan de pensii private, conform legii pilonul 2 obligatoriu. Lumea e alocată aleator și în acest motiv, ulterior, peste 2-3 ani, vin tot la noi, fac o petiție să întrebe unde sunt alocați. Ar trebui lumea să decidă singură ca să analizeze ofertele de pe piață, să aleagă pe cine consideră că îi administrează banii cel mai bine. Studenții după aia urmează să joace probabil la bursă, să investească în fonduri mutuale, trebuie să cunoască toate astea. Deci o va fi o campanie în mediul universitar și probabil. Și priviți ca și potențiali angajați în companiile financiare care pot transmite un mesaj mai mult sau mai puțin corect și complet. Corect. Mulțumesc foarte mult, încheiem aici pe această concluzie optimistă, să spunem, cu o suită de acțiuni care converg către recâștigarea încrederii consumatorilor de servicii financiare. A fost alături de noi domnul Călin Rangu, director Direcția Protecția Consumatorilor ASF, și Mihai Crăcea, redactor șef Xprim Newsletters. Eu sunt Alex Roșca și până săptămâna următoare, la revedere! La revedere! Emisiunea v-a fost oferită de portalul casco-ieftin.ro.